săraci prin de nevoi, Doamne, ocrotește-i pe rămâni. Suntem săraci prin de amar, plânsul nostru în zadar, Doamne, ocrotește-i pe rămâni. Țară bogată, mult ai trăit supărată, Doamne, ocrotește-i pe români. Ne-o umplut amarul crud, plânsul nostru-i tot mai surd, Doamne, ocrotește-i pe români. Silvania mea sfântă, de mult ai fost tu dorită, Doamne, ocrotește-i pe români. Daia noastră dealul sfânt, de când suntem pe pământ, Doamne, ocrotește-i pe români. Daia noastră dealul sfânt, dar Doamne, ocrotește-i pe români. Săracă țară bogată, mult ai trăit supărată, Doamne, ocrotește-i pe români. Ne-o amarul crud, plânsul nostru-i tot mai surd, Doamne, ocrotește-i pe români. Transilvania mea sfântă, de mult ai fost tu dorită, Doamne, ocrotește-i pe români. Daia noastră dealul sfânt, de când suntem pe pământ, Doamne, ocrotește-i pe români. Daia noastră dealul sfânt, de când suntem pe pământ, Doamne, ocrotește-i pe români. Acum o niciodată să dăm dovezi la lume că paste mări mai curge un sânge de roman, un sânge de roman, și că la noastre piepturi păstrăm cu fară un nume triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Privis mărețe umbre, Mihai Ștefan corvine, Româna națiune, ai noștri străne bună ziua și un bun venit călduros tuturor! Ce poate fi mai frumos decât să ne aflăm astăzi împreună, sub aceleași trei sfinte culori, sărbătorind 100 de ani de România Mare? Noi credem că acest eveniment s-a realizat sub semnul Unirii, pentru că din eu, tu sau voi, astăzi, 1 decembrie 2018, putem vorbi cu mândrie despre noi. Am transformat reușitele și intențiile individuale în acțiuni de grup, așa cum au făcut și înaintașii noștri, și iată-ne dornici să pornim într-o călătorie în trecut. Și pentru că această călătorie este extrem de importantă,
ne sunt alături oameni speciali care vor da valoare acestor clipe de neuitat. 1 decembrie, zi sfântă pentru români, de acum un veac a rămas în istoria neamului, amintind de unirea tuturor românilor din ținuturile Basarabiei, Bucovinei și Ardealului cu mama lor România, de care fuseseră despărțite din cauza vitregiei vremurilor care s-au abătut asupra acestui neam, de același sânge și cu aceeași limbă. În momentele care urmează, vom face o incursiune în trecut, un pod peste timp, din momentul în care s-a născut primul stat din istoria noastră și până în clipa care a încununat aspirațiile seculare ale românilor la 1918. Călătoria noastră începe undeva în secolul I, înainte de Hristos, când regele Burevista a creat primul nostru stat. Sunt sufletul neamului meu și știu bucuria, dar și amarul. Dacii Burebista și Decebal sunt fiii și ocrotitorii mei, cei mai viteji și mai drepți dintre draci. Ei au fost cu toții unici și m-au ținut întreagă. Eu sunt selașul unde s-au născut și au învățat să păstreze unitatea neamului. Mă las vouă moștenire până ce totul se va înfăptui din nou. Atunci și numai atunci, când dacii se vor întoarce la cele sfinte, doar atunci durerea și nesiguranța vor fi pe veci stârpite. Iar eu voi fi iarăși cum am fost. Dragii mei, vitejii mei, noi suntem dacii liberi. Cât vezi cu ochii, până hă departe se întind pământurile noastre. Pe aici nu trebuie să mai calce picior de roman în vecii vecilor. Avem de păstrat un singur legământ. Să nu ne plecăm genunchi în fața nimănui niciodată. Câte vreme avem brațe tari și o inimă în piept, ne vom bate pentru acest pământ frumos și bun. Avem un ultim drept, acela de a muri, dar ultimul. Dar curge sângele pârâu, nebiruit e brațul tău când morți în fața lui Tresari. Și ție însuți zeu îți pari când râzi de ce se tem dușmanii tăi cei tari. Ei sunt romani. Și ce mai sunt? Nu ei, dar veni cel sfânt al Moxe cu un întreg popor de zei. I-am întrebat ce vor și nu le-am dat nici lor pământ, căci au cerul lor. Eu nu mai am nimic de spus, voi brațele jurând le-ați spus pe scut, puterea e în voi și în zei, dar vă gândiți eroi că zeii sunt departe. Sus, dușmanii lângă noi. Să ne ridicăm și să-mi făptuim
d'un oltean, d'un craiovean, ce nu-i pasă de sultan. Auzit ați un viteaz, care veșnic șede treaz, cât e țara alecaz. Auzit ați un Mihai, ce sare pe șapte cai, de strigă Stambulul vai. El e domnul cel vestit, care în lume a venit, pe luptat și biruit. Mihai Viteazu, la 1600, a strâns la oaltă trupul meu sfârtecat, de cei ce mi-au răvnit bogăția și frumusețea. L-am ridicat deasupra creștetului meu, ca domn al țării românești, al Ardealului și al Moldovei, și am întins în brațe standardul Unirii, pe care se văd falnice cele trei țări românești, surori. Mihai Voivod, din mila lui Dumnezeu, domn al țării românești, al Ardealului și a toată țara Moldovei, pofta ce-am poftit eu, nu voi înceta să lupt cu turcii până nu vor arunca pământ peste ochi. Nu mă voi opri din lupta mea în slujba crucii și nici bravii mei oșteni n-au face zid în fața hoardelor păgâne. Vreau ca acest popor să știe din ce în ce mai mult ce vrea. Pe acest pământ bun și frumos, cine va veni ca prieten, e binevenit și îl vom primi cu pâine și sare. Cine va voi să ne asuprească, îl vom primi cu tăișul fierului. Nu ne e frică de moarte, boieri dumneavoastră, pentru a trăi viața care ți-a fost dată, trebuie să o meriți, atât ca om, cât și ca neam, în fiecare clipă. O viață avem, români, și-o cinste. Deșteptați-vă, fraților, că prea am dormit destul! Cântecul tradițional românesc și ruga către cer au ajutat întotdeauna poporul nostru să depășească momentele dificile. Doamne, noi, Doamne, noi suntem săraci plini de nevoi, Doamne, ocrotește pe români. Suntem săraci și minari, plânsul nostru în grânța ta, Doamne, ocrotește pe români. Săracă, țară bogată, mântai tăi supărată, Doamne, ocrotește pe români. Așteptat de secole pentru salvarea poporului fiilor mei. Unirea principatelor, trupul și mintea mea
au deșteptat din vechile morminte nemuritori eroi. Ca pasărea Phoenix din nou ne-am ridicat și-am căpătat nume nou, România. Iar românii au pășit spre un nou drum alături de Alexandru Ioan Cuza. Atunci am văzut ce înseamnă cu adevărat bucuria unui popor. Atunci am văzut bătrâni plângând. Atunci am văzut atâta bucurie. Ideea unirii principatelor într-un singur stat era o flacără ce ardea mocnit în sufletele tuturor românilor. Sufletul vremurilor a reușit să stârnească așa, iar flacăra unirii să rămână aprinsă până astăzi. Și-am mers mai departe cu stindardul și spada, privind spre viitor. Oameni buni, jur în numele preasfintei Treimi și în fața țării mele că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesele patriei, că voi fi credincios Constituției în textul și în spiritul ei, că în toată domnia mea voi veghea la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând de toată prigonirea și de toată ura, iubind deopotrivă pe cei ce m-au iubit și pe cei ce m-au urât, neavând înaintea ochilor decât binele și fericirea patriei române. Așa, Dumnezeu și compatrioții mei să-mi fie într-ajutor. Și pentru că ne-am inspirat din tot ceea ce ne conjoară și am reușit să valorificăm tot ceea ce ține spiritul românesc, atât în motive populare, cât și în ritualuri, cântece și jocuri, dansul popular moldovenesc vine să întărească această idee, fiind totodată un poem al neamului, căci atunci când moldovenii dansează, inimile vorbesc.
Poporul român are pretutindeni același temperament, același obicei, vede și simte la fel. De aceea, fiii mei au strigat într-un glas: noi vrem să ne unim cu țara! Iar Ferdinand a răspuns acestei chemări pe realizarea României mari, la care toți doar visau. Ostași, v-am chemat ca să purtați steagurile voastre peste hotarele unde frații noștri vă așteaptă cu nerăbdare și cu inimă plină de nădejde. Umbrele marilor voievozi, Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare, ale căror rămășiți zac în pământurile ce veți dezrobi, vă îndeamnă la biruință, ca vremnici urmași ai ostașilor ce au învins la Vaslui, Călugăreni și Plevna. Vom lupta alături de marile națiuni cu care ne-am unit. O luptă aprigă vă așteaptă. Cu bărbăție să îndurăm însă greutățile și cu ajutorul lui Dumnezeu, izbânda va fi a noastră. Arătați-vă deci demn de glorie străbună. De-a lungul veacurilor, un neam întreg vă va binecuvânta și vă va slăvi. Ah!
Marea Unire de la 1918 a fost și va rămâne cea mai importantă pagină a istoriei românilor. Unirea nu a fost o întâmplare, ci o consecință a faptelor că am rămas împreună, indiferent de circunstanțe. Am fost atâta timp uniți, despărțiți și toți fiși uniți prin limbă, tradiții și obiceiuri. La 27 martie 1918, la Chișinău, Sfatul Țării votează Unirea Basarabiei cu România. Trăiască România Mare! La 15-28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei hotărăște unirea în unanimitate și pentru vecie a Bucovinei cu țara românească. Trăiască România Mare! Nimic pe lume nu-i mai sfânt și mai frumos pe acest pământ decât să mori ca luptător înfășurat în tricolor. Faptele Mihai Viteazu fusese doar o clipă de vis pentru români, la 1 decembrie 1918 devenea cea mai mare realizare a acestui popor. La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, loc cu semnificație istorică pentru români, se întrunește Adunarea Națională care hotărăște unirea Transilvaniei cu România. La manifestare participă 1228 de delegați aleși pe plan local și 100.000 de oameni veniți din toate părțile Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului pentru a consfinți liber de orice constrângere unirea cu patria mamă. Textul rezoluției de unire a fost citit de Vasile Goldiș în numele Consiliului Național Român Central. Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie, 1 decembrie 1918, decretează unirea celor români și a tuturor teritoriilor locuite cu dânsii cu România. Suntem moșteni, pentru sfânt,
ne-au furat barbarii, ne-au căsnit mai mari, dar avem în piept în șapte vieți. Ne vibrează în sânge, până la putna plânge, clopotul ce bate la râmeți.
sosit ziua dreptății, ziua sfântă libertății. Tot românul veselește, România tinerește. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vei stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vei stăpâni. Arde leal copil de munte, iar ridică-ți a ta frunte și te suflă de mândrie că ești fiu de Românie. Noi suntem români, suntem români, noi suntem aici pe stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe stăpâni. Moldoveanul și munteanul, supra-scurgu, ardeleanul, trei români plini de putere, că românul deci nu piere. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe stăpâni. Manifestările prilejuite de sărbătorirea centenarului la Drăgășani. Avem un oaspet de seamă în sală și am să încep prin a-i prezenta. În primul rând, a dat curs invitației noastre în apra Sfinția sa Varsanufie. L-avem în sală și pe ministrul tineretului și sportului, Matei Bogdan. Domnul prefect. Lângă mine, domnul președinte al Consiliului Județean. Doamna
inspector general, doamnă, poțiți și dumneavoastră că sunt elevii dumneavoastră. Inspectoratul școlar este prezent cu toată conducerea, da? Și doamna Dobrete și doamna Simona Croitoru, da? Și doamna Rusana și doamna Samuel. Inspectoratul de poliție județean este prezent aici. Doamna, domnul Matei și domnul Diacon. Școala de jandarmi Alexandru Ghica este prezent aici. Și vreau să mulțumesc, în primul rând, domnul comandant este și domnul comandant adjunct. Să-l felicităm pe domnul comandant că este avansat la gradul de general cu ocazia ajutorului de poliție. Și doresc să le mulțumesc deja anticipat pentru ce astăzi să urmeze partea a doua la monument. Este prezent și fostul comandant, domnul Cârjean, aici. L-am invitat și pe domnul Andreana, probabil că n-a putut, nu cred că a venit, dar este domnul general Rinu Lumescu și îi mulțumesc că este aici. Parlamentarii noștri, pe domnul Ovidiu Popa. Domnul deputat Eugen Neasă. Și este și doamna subprefect, doamna Aurora Gherzina. De asemenea, sunt consilier județeni, consilieri locali, sunt director de instituții. Eu vă mulțumesc tuturor că sunteți aici, că sărbătorim centenarul împreună. Doresc să le mulțumesc elevilor, cadrelor didactice care s-au ocupat, că a fost o muncă de cel puțin o lună de zile. Și avem aici, în primul rând, persoanele care s-au ocupat, începând cu doamna director Nuțoiu. Domnul Diaconeasa, care domnul Drăguț, care l-ați văzut aici. La fel, mulțumesc școlii Tudor Vladimirescu, prin doamna director Percan, care este și din sala. Școlii generale Nicolae Băcescu, prin doamna director Maria Băcescu. Clubul copiilor, prin cadrele didactice care sunt instructorii care se ocupă de elevi. Și nu în ultimul rând, Liceul Tehnologic Brătianu, doamna Cluvinescu. De asemenea, în sală sunt și mai este fostul inspector șef, domnul Vieru. Dacă am scăpat, oricum, eu vă mulțumesc că sunteți aici.